Episcopia Caransebeșului a organizat săptămâna aceasta două concerte prepascale numite generic Ușile Pocăinței. Primul a avut loc marți la Catedrala Episcopală, iar cel de-al doilea s-a desfășurat ieri la Reșița, în Biserica Schimbarea la Față, din cartierul Govândari. La concert a fost prezent și preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Acest concert, intitulat Sugestiv ușile pocăinței, ne îndeamnă pe toți la pocăință autentică și la smerită cugetare. Aceste concerte prepascale au fost încununate de frumoasele cântări și imne bizantine, interpretate de corul Episcopiei Caransebeșului format din preoții și diaconii slujitori la catedrala noastră episcopală din Caransebeș. Așadar, credincioșii din Caransebeș și Reșița, în săptămâna floriilor, s-au bucurat să participe la aceste denii cu totul speciale, pentru că atât la Caransebeș cât și la Reșița, aceste concerte s-au desfășurat în biserică prin intermediul acestor concerte prepascale ne apropiem și din punct de vedere liturgic mai mult de biserică și de misiunea ei. Dacă săptămâna trecută am participat la momente liturgice, denia canonului Sfântului Andrei Cristianu și denia canonului Bunei Vestiri, iată în această săptămână participăm la un alt fel de denii, O spune noi, o denie duhovnicească, o denie mărturisitoare, și o denie care ne duce mai aproape cu gândul de Ierusalimul cel ceresc, în care Mântuitorul este întâmpinat mereu, întotdeauna, cu cântări, cu psalmi și cu laude. Ne bucurăm că în acest an la concertele prepascale Ușile Pocăinței s-au adăugat și trei coruri de copii și tineri din Episcopia Caransebeșului, începând cu cei mai mici copii, chiar de vârsta grădiniței, de la 4-5 ani până la corul Atorului, Asociația Tinerilor Ortodoxi din Banatul de Munte. Iată vin coruri tinere de copii, în principal și de cei de aflați la vârsta liceului și chiar studenți, care cântă cu bucurie și în perioada prepascală, iată, nu doar în perioada luminată de după învierea Domnului. Un concert a avut loc marți și la Catedrala Episcopală din Caransebeș, unde șase formații corale au cântat pricesne și cântări bisericești prepascale.